Vrem pentru Galați ce este mai bine. De-aia vrem, ne batem, ne zbatem pentru proiectul tunel, nu pentru că e moftul lui Stansă și a echipei lui. Este un subiect vital pentru Galați. Încă o dată spun, nu este moft, nu este o fantasmă, nu este un vis numai al lui Stan. Dovadă o reprezintă studiile de prefezabilitate care s-au făcut și care spun clar că proiectul este fezabil. Dovadă sunt investitorii care, și astăzi am lăsat o echipă de investitori spanioli, am lăsat-o la birou, ieri am avut o altă echipă de investitori, pe data de două avem o delegație chineză garnisită bine cu oameni de afaceri din diferite domenii. Ne caută oamenii. Deci ne caută oamenii pentru proiectele pe care noi le-am enunțat. Și sunt proiecte care, încă o dată vă spun, sunt necesare, absolut vitale Galațiului. Aveți oameni dispuși să investească într-un tunel pe sub Dunăre? Păi, numai faptul că și-au anunțat de acum intenția de participare pentru proiectul studiului de fezabilitate, care, după cum știți, are o condiție specială. Se plătește numai 30% din valoarea studiului de fezabilitate, restul de 70% condiționat de aducerea și a investitorului. Deci, pe lângă studiul de fezabilitate, proiect, și ăsta trebuie să vii și cu finanțarea. Tu cel care câștigi licitația. Excludem riscul de a da niște bani, care sunt destul de o sumă destul de consistentă pentru bugetul Galațiului, dar este foarte important ca acest studiu de fezabilitate să fie făcut de noi, pentru că e făcut de noi pentru noi. Admitem că nu vine nimeni să ne aducă și finanțarea. Rămâne, după ce ne realizează studiul, cu 30% din valoarea proiectului. Dar cu acest studiu de fezabilitate de această dată ne putem duce la Uniunea Europeană, pe programul de transport, și putem cere finanțarea care este eligibilă și sunt convins că o obținem și de acolo. Și am mari speranțe că vom reuși acest lucru și pe finanțare foarte europeană. Este fierbinte pentru unii. S-a promis. Bine, s-a promis podul de atâtea și atâtea generații, că ne-am plictisit. Bun, nu? Pod, că e podul, trecerea, da. Ceva, să treacă. Noi am venit cu ceva viabil, cu ceva realizabil, cu ceva care a fost agreat și la nivel guvernamental. Deși, încă o dată, trebuie să punctez, nu avem nevoie de banii guvernului, nici măcar de garanții guvernamentale care să împovăreze bugetul în relația cu FMI-ul și, mă rog, nu avem nevoie nici măcar de asta, dar avem nevoie de o comunicare, de un accept și o colaborare cu guvernul și veți vedea în perioada imediat următoare oameni importanți din guvern care ne vor vizita Galațiul și care într-o conferință de presă comună vor vorbi și vor puncta, dacă mai era necesar, dar și pentru cetățenii din Galați, aici, de la fața locului, vor puncta trei mari proiecte pe care le-am propus. Tunelul, drumul ocolitor al Galațiului și spitalul regional.